11 accidente, 2 vieți curmate, 6 oameni răniți grav și alți 3 mai ușor. Este bilanțul accidentelor produse în ultimii 4 ani pe una dintre cele mai periculoase treceri de pietoni din Drobeta Turnu Severin. Este vorba de marcajul pietonal din fața fostei regii autonome pentru activități nucleare. Deși trecerea a fost marcată și iluminată suplimentar, accidentele au continuat să se producă din cauza vitezei cu care se circulă pe cel mai important bulevard al Severinului. Sunt imaginile ultimei tragedii produse pe bulevardul Tudor Vladimirescu săptămâna trecută, când viața unei femei de 70 de ani a fost curmată tragic, pentru că este în drumul către cel mai mare angajator din oraș, dar și către un supermarket. Acest marcaj pietonal este intens folosit. Aici e foarte periculos. Deci, acum 2 ani în urmă, a mai fost un accident. Deci, au viteză și a dat într-o fată, că era cu gluga de la geac în cap și chiar pe trecere. Mai sunt și șoferi în trafic, cum mai sunt de nu respectă legea. Se circulă cu viteză aici? Da, se circulă cu viteză. Ce ar trebui făcut? Să respecte limita de viteză. Pietonii, dar și șoferii sunt de părere că ar trebui montate limitatoare de viteză, care să-i oblige pe conducătorii auto să oprească. Am făcut destule de sizeri, s-au făcut din cartier către poliție, unde trebuie făcut, nu pot să-mi dau seama. Ar trebui puse niște denivelări pentru limita de viteză și denivelările să fie cât se poate de mari, de înalte, să le vadă orice chior. S-a întâmplat în accidenturi. Foarte, foarte periculos. Aici este întreprindere unde merg la servici foarte, foarte multe femei. Trecerea este marcată conform reglementărilor în vigoare, dar se pare că nu a fost suficient. Amplasarea delimitatoare de viteză pe un bulevard mare al orașului este la limita legii, dar pentru a stopa tragediile, acestea vor fi montate din primăvară, pentru că pe timpul iernii nu este permis. Având în vedere acest lucru, Poliția Rutieră a solicitat factorilor decizionali în speță administratorul drumului public amplasarea unor noi indicatoare suplimentare față de cele existente, astfel că în perioada imediat următoare, primului accident, în zona a fost amplasat un indicator trecere pietoni cu LED, vizibil atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții. Deasupra trecerii de pietoni au fost amplasate LED-uri cu lumină permanentă, astfel ca trecerea de pieton să fie vizibilă, să fie puternic vizibilă în timpul nopții. Menționez că printr-o adresă am solicitat administratorul drumului public și amplasarea unor indicatoare de limitare a vitezei, dar din păcate pentru noi acest lucru nu este posibil în perioada de iarnă, acest lucru putând fi posibil începând cu apariția primăverii. Un alt accident mortal pe trecerea respectivă a avut loc în anul 2020. Atunci victima a fost tot o femeie, lovită în plin de un șofer care nu avea permis de conducere și care a fugit de la locul accidentului. Victima a decedat câteva zile mai târziu la spital, în timp ce șoferul se află și acum în libertate.